Diana. Câteva despre beneficiile membrilor SEMBA. Pentru cei care nu știu, lumea SEMBA-PPC este evenimentul Asociației Specialiștilor în Search Engine Marketing, SEMRO, și toți cei care sunt membri ai asociației au acces gratuit la acest eveniment. Dorim ca să vă informăm despre faptul că scopul asociației este acela de a reglementa și de a educa piața de Search Engine Marketing din România. Asta este o dorință pe care o avem, începem să facem lucrul ăsta prin evenimente de forma acestuia și workshop-uri și hot seat-uri pe SEO și pe PPC. Cât dintre voi ați fost la hot seat-ul pe PPC pe care l-am organizat data trecută? Ultima oară? Ok, ok. Sper că ați învățat lucruri de acolo, dacă nu, vă așteptăm la următorul hot seat să învățați și mai multe lucruri. Și o să fie un hot seat și pe SEO. Ce ne dorim este să creștem la nivel de asociație, în sensul să adunăm cât mai mulți membri care sunt specialiști în SEO și PPC marketing și să încercăm să stabilim un mediu de lucru transparent și curat, să zic așa, pentru a ne desfășura activitatea noi și clienții noștri să fie protejați într-un fel și noi de asemenea să fim protejați de clienți care sunt răuplatnici sau neserioși. De asemenea, există niște blacklist-uri și pentru clienți și pentru specialiști. Puteți deveni membri ai asociației, puteți să accesați aceste liste. De asemenea, deja am lansat studiu, unul dintre studiile, zic eu, importante din piața de online marketing. Peste 250 de companii și specialiști au răspuns la acest studiu. Studiul este de asemenea prezent pe semro.ro, semro.ro/studiu. Da? Unde îl puteți downloada, el este acum disponibil la 10 euro. Unul din lucrurile importante pe care le dorim prin asociație este să aducem, pe lângă zona de emoțională în care încercăm să ne unim toți forțele și să reglementăm piața, să educăm piața, să ajutăm piața, ne dorim de asemenea să avem și beneficii raționale, ca să zic așa, și anume faptul că putem merge la diverse evenimente partenere cu diverse discounturi. Da? Și, bineînțeles, beneficia de diverse tool-uri cu prețuri speciale. Pentru toți cei care devin membri în asociația SEMRO, există un link de asociație, la fel ca cei care sunt familiarizați cu Google Qualified, Google Ads Qualified Individual, există un link pe SEMRO.ro pe care îl primiți, un link individual, de membru individual și de asemenea un link de companie. Diferența dintre link-ul individual și cel de companie, sau de page-ul de individual și page-ul de companie, este că cei care sunt companie certificată au doi membri și doi membri nenominal care se pot schimba în funcție de ce se întâmplă cu dinamica resurselor umane în compania voastră. Să zic că compania va rămâne de asemenea certificată și va putea trimite doi reprezentanți. Dacă ești specialist individual, atunci tu, nominal, ești specialist și beneficiezi de titlul de membru și de toate beneficiile care urmează. Pentru cei care vor să devină membri, colega mea Monica a dus-o la intrare, o aștept pe Andreea. Puteți să o contactați aici, monica@semro.ro. Pentru cei care sunt interesați, taxa de înscriere individuală este 99 de euro pe an și pentru companii 199 de euro pe an. Ok, gata. Și pentru că vorbim de SEO și PPC, există câteva oportunități de angajare la Web Digital. Am zis să profit de această situație, să vă spun. Începând cu 1 noiembrie, începe noul internship la Web Digital. Înseamnă că așteptăm CV-urile voastre, cei care sunt doritori să treacă internship și să devină membri ai echipei noastre. Și de asemenea căutăm și începem să ocupăm postul de Communication Manager la Web Digital. Ok, vă mulțumesc mult, Anabela Grim, cu prezentarea despre PPC. Da, zici ceva. Seara. Totdeauna m-am gândit că este foarte greu să ții o prezentare bună după Ionuț. El este foarte vorbăresc, foarte voluptuos, dar o prezentă scenică foarte, foarte plăcută. Da, dar nu știu cum e, știi? Mai greu cum e. Poți să, aici cred că poți să mă ajut, știi? Că nu lăsa nimic. Așa? Nu cred. Așa, bă, da. Da? Și aici îmi dau cu asta și se face?
și când dai tu dreptul. Ah, wonderful. Gata. Să începem și la campaniile de pay-per-click. Bine. Dai un microfon? Așa. Microfon? Microfon? Nu, e ok. M-a auzit? M-a auzit și în spate? Da. Da? Ok. Înainte să intrăm în drale BBC-ului, eu nu sunt din București și vreau să vă povestesc așa două istorioare scurte ce mi se întâmplă mie cam de fiecare dată când ajung în București. Odată îmi place București foarte mult pentru că fac picior frumos, din cauza că niciodată nu găsesc loc de parcare când mă duc la client acolo lângă el și trebuie să parchez la 500 de metri, un kilometru distanță și trebuie să alerg pe topul ca să ajung la timp la întâlnire. Great thing, da? Trebuie să mă duc la sală, mă păstrez în formă. Da, fetele știu despre ce e vorba, mulțumesc foarte. Iar al doilea lucru, aproape de fiecare dată când ajung în București, mă oprește poliția. Fie că vorbesc la telefon, fie că nu port centură și am cam luat câteva amenzi și ca să scap de amenzi m-am gândit la o strategie inteligentă, mi-am obțit părul. M-am făcut blondă. De atunci, nicio problemă, tot așa mă oprește poliția, dar mă iartă de fiecare dată. Zice, lasă, că nu știe ea prea mult, e ok să merge numai cu un avertisment. Ok. Chiar dacă sunt blondă, mai nou, m-am învățat destul de multe despre pay-per-click marketing. Lucrez în domeniu cam de 4 ani de zile, în marketing overall cam de 8 ani de zile. Și unde credeți că am învățat pay-per-click marketing? Anyone guesses? Pe internet. Pe internet, great! Nu contează locația, atâta timp cât ai internetul la îndemână. Așa este. Am plecat din București, atunci când nu perfect! Auziți mai bine? Super! Excelent! Da? Ok, stau de parte de box, o să mă fac microfonul. Nici la stick, eu sunt filmul. Da. Ok, am plecat din București în 2009, atunci când lovise foarte tare criza în locurile de muncă și m-am dus taman în Sibiu. Eu sunt din Sibiu. Spre surprinderea mea și poate și a voastră, eu nu face mai telemea și poze de pe munte cu urma de ori și urma pe Facebook, dar se face și online marketing. Am avut ocazia să lucrez la prima americană de telecom, se numește Keep Calling, nu știu dacă ați auzit. Știți ce arba de Keep Calling? Ok, câteva persoane. Da. Am avut fericită ocazie să formez 9 specialiști, mai departe, care au preluat task-urile mele și făceam advertising la 250 site-uri de telecom. Da? Deci era pretty big. Și bugetele pe măsură erau foarte, foarte mari. Până când m-am gândit eu într-o zi că am nevoie de challenge-uri noi. Nu puteam să ajung CEO companiei, că poziția era deja luată. Așa că m-am gândit să-mi fac o agenție. Și anul trecut, prin mai, mi-am dat demisia și mi-am făcut agenție de pay-per-click marketing, SEM, mă rog, cum vrei să o numești. Dar, în principiu, noi facem doar AdWords, Facebook Ads, LinkedIn Ads, strategie social media și cam atât, cam pe acolo. Dar nu facem SEO. Dacă sunteți specialiști de SEO și vreți să lucrăm împreună, povestim după prezentare. Ok, mi-am pus o poză drăguță, în cazul în care nu era suficient de prezentabilă astăzi. Așa, și o poză cu Sibiu, da? Să vedeți că sunt locuri foarte frumoase. Biroul nostru este aici, lângă turnul sfatului. Da? Dacă treceți prin Sibiu și vreți să vedeți o limonadă, puteți să veniți la noi. Deci, un pic o limonadă, pentru că firma se numește Ad Lemonade. De unde denumirea asta? Care e legătura cu BBC? Sam. Da, știe Cristi. Ne povestești tu? Nu, mă, nu, cea că știu. Da? Ok. Și mișto. Da. După nume poate intui, da? E format din două cuvinte. Ads și lemonade. De ce lemonade? Că nu are nicio legătură cu industria. Am stat eu, bineînțeles, la o limonadă, mi-am stat toată ideea. Stăteam de povești cu niște specialiști din domeniu și tot căutam un nume. Cum se zice la firmă, să sună frumos, să mă reprezinte și așa mai departe.
mie îmi place foarte mult limonada și eu vreau cu miere și cu, cu lămâni și cu dar e foarte sănătoasă. Și am zis cum limonada este foarte sănătoasă pentru organismul uman, la fel și online ads. Dacă ai o strategie foarte bună și bine gândită de stat, mă simt foarte sănătoasă pentru business-ul tău. Și atunci am unit ads, la care sunt conceptul de reclame online, cu limonada și ne-a ieșit ad-le. Este foarte colorată, ca și mine, o să fie foarte colorată. Colegele mele la fel. Suntem numai fete, by the way. Angajăm și băieți. Nu ținem, nu facem discriminări sexuale, dar dacă vreți să vă angajați, și noi avem poziții deschise. Pentru băieți. Ce-anume? Și noi avem doar să ieșim. Și băieți. Ok, trebuie să găsim o altă agenție cu care să ieșim de opere. Fetele de ieri. Noi suntem parteneri certificați Google, adică ne-am dat acele examene despre care vorbea și Ionut. Și suntem și certified trainer, adică eu personal. Țin training-uri pentru Google, atât la agenții, o parte din voi cred că ați fost la cursuri, alții revenim. La un moment dat. Am mai pus pe slide o cifră și două linii. Ce credeți că reprezintă? Un 4, în cazul care se vede până în spate. Și o linie, ascendentă și una... 4 ani în online marketing. Ok? Mai înseamnă ceva? Patru ani în firmă. Yes! O limonadă, da, fac 500 de bani. O limonadă. Ok, și liniile? Hai că cifra a fost mai ușor de o portavoce. O portavoce, dar creștere exponențială a numărului de clienți. Da. În un an și 4 luni de zile de când există pe piață, am avut cam 60 de clienți. Până în acest moment, în mod recurent, avem undeva la 36 clienți, lună de lună. Linia de jos e cumva rata aceea de pierdere a clienților, inevitabil și mai pierd clienți, facem campanii sezoniere și mai departe. Ideea este că noi creștem, da? Poate aceea de creștere. Bun. Hai să vedem ce înseamnă a fi pay-per-click specialist, a fi sau a nu fi pay-per-click specialist. Puteți să-mi spuneți voi câteva idei, ce credeți că eu un PPC specialist? Sau ce nu este? Vă spun eu ce nu este. Nu este un vânzător de click-uri. În niciun caz nu este un vânzător de click-uri. O să vă povestesc un client al meu care a venit la mine și mi-a zis că el cumpără de 500 de euro pe lună, cumpără 500 de click-uri. De la o agenție. Și asta e livra lui, specialistul respectiv de PPC marketing. Și m-a întrebat dacă eu pot să-i dau mai multe click-uri. Și am zis că nu, așa funcționează lucrurile. I-am explicat ce înseamnă AdWords, cum funcționează tot sistemul și i-am livrat de 3 ori mai multe click-uri, dar i-am zis că nu click-urile sunt valoroase, ci lead-urile de vânzare. Da? El având un business de piscine. Știți cam cât costă o piscină? Depinde. Da, între 5.000, 10.000, poate și mai mult, de euro. Da? Dacă generezi măcar un lead de vânzare pe lună la 500 de euro, e destul de pretty good. Da. Ok, ce nu mai e un tip de business specialist? Dacă nu e un vânzător de click-uri. Nu este oist. Da, nu este oist. Este colegul oistului. Hai că avem niște specialiști aici care pot să-mi spună din piață. Vrei să vezi outside the box? Nu e elefant. Așa e, așa e. Nu e ok. Nici o idee. N-ați auzit în viața voastră de PPC specialist în acum. Un concept total nou. Orice face, orice nu face.
campanie la Rășe Mocană? Oh, am văzut. Minerea la Rășe Mocană, ok. Știm foarte mult despre ce nu e. Optimizează costurile. Optimizează costurile. Foarte bine zis, da. Am văzut aici colegi de la două parale spun că fac magie. Da? Sau colegi de la Web Digital spun că fac cu pasiune, fac pay-per-click marketing, da? Livrează rezultate deștepte. Unii sunt inteligenți, alții sunt magicieni. Da. Noi, ca și agenție, livrăm rezultate. Noi asta oferim clientului, valoarea adăugată în business-ul lor. Atât timp cât eu pot să te aduc ție vânzări crescute, eu am o valoare pentru tine, ca și partener de business. Da. Pot să fac asta în mediul online, folosind AdWords, folosind LinkedIn, folosind Facebook, Twitter și așa mai departe. Nu știu, cum mai bună decât așa, cum sunt specialist. Așa, cu cum sunt mai bună decât ce-am făcut el singur. Mai am o poveste cu privire la do-it-yourself. La toată lumea știe că a deschis un cont de AdWords este gratis. Da? Cât ați încercat, fără să fi citit prea mult. Ok, super. Și ce ați de făcut? Da, da, așa este. E foarte ușor să pierzi bani cu AdWords. Poftim? Deci, dar a zis specialist. Da, da, nu e suficient să deschizi un ca să devii specialist. Nu e suficient să dai examenele ca să devii specialist. Am învățat pe baza conturi. Da, dar pierzi banii tăi. Sau ai pierzi? Nu, am explicat toate unul. Nu fică în bătaie, nu fică în bătaie. Ești un pic. Da, avem și un caz fericit, aici în spate sunt câteva cazuri nefericite. O să vă povestesc ce făceam un client chiar meu. Tot așa, a prins curaj acum vreo 3 ani de zile și și-a deschis singur contul de AdWords și a creat o singură campanie cu un singur ad-group și a pus acolo vreo 40 de cuvinte cheie. Și-a pus pe toate la loc și a făcut un ad și așa a luat campania aceea dintre 2 ani de zile. Atât. Singura modificare pe care o făcea era la bid. Știți ce este bid? Nu suma licitată. Cât suntem dispuși să plătim pe un click. Bineînțeles că imagina avea un site de e-commerce, avea conversii, dar nu avea setat conversion tracking, nu avea analytics, nu avea nimic din punctul ăsta de vedere. E foarte ușor să demonstrezi valoarea adăugată a unui specialist în cazul acesta. Pentru că nu e suficient doar să pui o reclamă online, trebuie să și aduci rezultate în vânzări. Știi foarte bine. Ok. Am notat aici pe slide cam câteva activități principale pe care le facem în pay-per-click specialist. Și începem de la keyword research. Bineînțeles, ne uităm la site-ul clientului, ne uităm la ce cuvinte cheie s-ar potrivi, ca să vedem un pic ce gen de campanie îi putem sugera. Apoi ne gândim la ad-uri, cum formulăm acele ad-uri. Nu e suficient să punem un ad generalist sus acolo pe Google să fim primii, ca să și generăm convers. Tot un PPC specialist lucrează la landing page development. Nu se apucă el să facă HTML-ul paginii și design și așa mai departe, însă se consiliază împreună cu colegii lui, astfel încât landing page-ul respectiv să fie PPC friendly, așa spun eu, să ajute la conversii. Da. Ok. După ce își face tot acest studiu preliminar, deschide contul. Da? Noi avem setup fee pentru account. Și toată lumea ne întreabă, dar de ce? De ce faceți acest urmă ca să ne luați bani în plus? Există toată munca care se face la începutul inițierii parteneriatului cu clientul. Și atunci e un volum de timp, de resurse alocate, care trebuie cumva plătite. Nimic nu e gratis pe lumea asta. În special partea de tracking. E nebunie ce se întâmplă la partea de tracking. Dacă vă lasă clientul să intrați voi în bucătăria lui internă, e bine pe de o parte pentru că voi știți ce coduri trebuie puse, dar s-ar putea să găsiți un hățiș de coduri în care să vă prindeți urechiul. Așa că mai bine pasați responsabilitatea, dacă se poate. Dar asigurați-vă că e bine implementat. Ok? Urmează apoi lansarea campaniilor, monitorizarea lor, optimizarea lor, foarte important, și aici este valoarea adăugată pe care o putem aduce prin scăderea costurilor și creșterea numărului de conversii.
Și analiza și feedback-ul, nu în primul rând. Analiza performanței campaniilor, ce putem să facem să îmbunătățim. Dincolo de optimizare, cum putem să creștem contul. Nu e suficient să facem o campanie de search, una de display. Putem să facem și remarketing, putem să facem și PSA, putem să facem și remarketing în search și așa mai departe. Dar sunt foarte multe campanii pe care le putem face. Dar prima dată trebuie să stabilizăm costul la un nivel acceptabil, după care creștem. A fost suficient de clar până aici? Da. Da? Mai departe, aș vrea să vorbim despre 7 caracteristici ale unui PPC specialist. M-am gândit eu așa, am stat într-o seară, când trebuia să trimit prezentarea lui Ionuț, a doua zi dimineața, și am zis, măi, cam cum ar trebui să arate un PPC specialist? Fie înalt, blond, cu ochi albaștri, ce ar trebui să... Nu ai ochi albaștri, e ochi verzi. Sunt toate ca mine. A, sunt toate ca mine. Da. Ca Chuck Norris al adulții. Așa. Tu ai scris-o. Eu am scris-o, da. Citesc din clasici. Ok, ca și prima caracteristică, am zis că trebuie să fie o persoană analitică, dar care să aibă și un pic de creativitate nativă. Proporția dintre spiritul analitic și creativitatea, am zis că trebuie să fie undeva la 80-20. Sau 70-70, aș zice. 70-70? Cum e aia? Nu prea dă 100. Păi știu, da. Mi se pare la fel de important să fii și analitic și creativ. Pentru că la partea de creativitate, toată lumea știe ce lucrurile are la dispoziție, ce opțiuni, ce așa. E foarte important cum le... Cum jonglez cu ele. Și partea de analiză e la fel de important pentru că ajută la scăderea costului, cum ai zis, adică trebuie să fii să duci pe cifre, dar da, să fii exact. Da, partea analitică se referă strict la cifre, la ce se întâmplă în cont și deciziile pe care le luăm pe baza istoricului din cont. Creativitatea vine și face diferența, practic, în ad-uri, în modalitatea de abordare a pieței, să găsești strategii noi, astfel încât să fii cu un pas înaintea concurenților, clienților tăi. Make sense? Da? Trebuie să gândim outside the box, zice Ionuț și sunt perfect de acord cu el. Aici intervine atât creativitatea clasică, dar o creativitate orientată, practic. Ne trebuie o direcție astfel încât aici, când suntem prezenți online, să reușim să ne diferențiem. Să scoatem ad-ul nostru în evidență și să îl facem mai clickable, mai likeable, mai... să interacționeze vizitatorii mult mai ușor cu ei. O a treia caracteristică ar fi inițiativa de a testa. Câți dintre voi faceți A/B testing în mod constant? Ok, foarte puțin. Și ceilalți ar trebui să faceți chestia asta. Nu știu dacă în SEO se poate face. În SEO se poate face A/B testing, că uite știu eu. Se poate? Da? Super. E foarte important să facem A/B testing, atât la nivel de ad-uri, cât și la nivel de landing page-uri, la o serie de parametri. Da? Și ne trebuie informații relevante. Aici am dat un exemplu de pe site-ul Rich Test One. Îl știți? Este un site foarte tare, care face tot timpul acest gen de teste pe landing page-uri din diverse tipuri de site-uri. Nu știu dacă se vede până în spate. Vedeți să știți textul? Nu. Ok. O să vă zic eu. Este, practic, versiunea A și versiunea B a unui... beta. Da? Beta de soft. Și atunci au verificat dacă mesajul pe care ei îl trec pe site înainte de a-l da utilizatorul adresa pentru a primi acel beta, dacă mesajul va influența sau nu numărul de e-mail-uri pe care le colectează. Și avem join our private beta, we need your help, sau now available by invitation only. Deci am vrut să vadă dacă oamenii răspund la ideea acestea de beta, vor să fie primii care listează un nou post, sau... E și butonul diferit?
Nu, butonul este exact la fel. A, deci dreapta nu-i mai mic? Nu, 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 nu. Mă exact la fel. Sunt exact la fel, singura diferență este textul de deasupra boxului. Da, și mie îmi se pare. Dacă mi-ai mic, e relevant de fel. Nu, nu, nu e mai mic. Chiar nu e mai mic. Cred că e iluzut că... Da, nu-i scriu, mă rog, nu-i scriu, mă rog, să mai reușit, ok, care mesaj credeți că a câștigat? Cel care spune, join our private beta, we need your help, sau now available by invitation only? Beta. So, beta, altă parte. Ok, cât credeți că pe? Oh, mult mai mult. Ok. Deci, we have a winner. Da, într-adevăr, varianta B, ideea de invitation only, da, de a te simți tu special, a avut 83% mai mare rată de conversie decât varianta join our beta, we need your help. Dar astfel de teste, dacă le faceți pe site-ul vostru, puteți să creșteți rata de conversie chiar și cu 1%, dar creșteți de la un 2% la un 3%, va duce vânzările foarte, foarte sus. Make sense? De ce avem nevoie să testăm? Da? Which test one? www.hihtest.com. Trebuie să vă abonați ca să aveți acces la... să vă lăsați adresa de e-mail și primiți o dată pe zi sau dată la câteva zile astfel de teste. Sunt foarte utile. Ok. Dincolo de partea de testare, trebuie să identificăm trendurile din piață. Da? Google oferă minunatul tool Google Trends. Da? Și vedem care sunt căutările principale de pe Google. Se pare că cel mai mult se caută Facebook. Și auzeam la un moment dat că se caută FB ca să intre pe Facebook. Da? E foarte greu să scrii facebook.com în bara ta. Și mai nou se caută numai F. Și Google ar trebui să știe că atunci când cineva tastează F, se referă la Facebook și vreau să intre pe Facebook. The F word. The F word has changed. The no more F word. Letter word is eight letter word. Ok? Dincolo de tool-ul acesta Google Trends, care este foarte cool și vă recomand să vă jucați cu el, chiar dacă nu sunteți ca specialist, trebuie să fiți foarte conectați la piață, da, la ce se întâmplă și să identificați oportunitățile înainte ca ele să fie acaparate și de către competitori. Că tot vorbim de competiție, da, și de informație, este foarte important să avem o toleranță foarte mare la schimbări. Dar cei care lucrați în domeniu știți modificările care s-au întâmplat în ultima vreme în AdWords, în Analytics, în Facebook, da, se schimbă image size-ul, se schimbă, apar noi opțiuni de targetare. E un mediu foarte, foarte dinamic. Și de aceea vă recomand să fiți tot timpul în contact cu blogul Google, cu informațiile din Facebook, da, tot ce se schimbă. Și aici mai fi câteva site-uri pe care le puteți urmări, dincolo de blogurile din România, consacrate ale colegilor mei. Eu mai citesc și Search Engine Land, Search Engine Watch și BBC Hero, da? Nu știu cum sunt, mai sunt cu siguranță. E-Consultancy, chiar așa din OK, da? Încercați să vedeți un pic ce se întâmplă și în afară. Ok, apropo de învățarea continuă. Am găsit o glumită foarte drăguță, n-am făcut-o eu. How do you know you're a PPC specialist? You talk to your wife or husband in terms of ROI, CPC, CTR, and other three-letter acronyms. Now PPC, pay-per-click, ROI, return on investment, CTR, click-through rate. Și sperăm să nu divorțez, da? Să fie la fie vorbim așa, așa, să ne crede că sunt în jurături. Da. De ce? Ok. Ăla cu... L-am mai zis și o dată, cred că nu știu dacă ăla nu ai fi ok. Da? Hai, spune tu. Nu, că de la tine știu. De la mine știu. Știți, m-am făcut Google? Cum știți dacă Google este bărbat sau femeie?
nu sau cât, să ducem mâna cei care cred că e femeie. Ați zicat de ce vrei să zici cu femeie. E frate, e frate. Da, câți dintre voi cred că e femeie? A, da. Cred că e bărbat. Larry Page, Larry Page Smith. Zine, zine, zine. Da. Păi e cu siguranță femeie, pentru că anticipează deja ce vrei să spui înainte ca tu să scrii. Da? Și nimeni nu știe cum e construit? Nimeni nu știe cum e construit. Și nu te-am trăit fără ei. And you feel like it. Contact. Ok. Last but not least, un PPC specialist are mereu un backup plan. Dar nu toate strategiile pe care le aplicăm din prima sunt successful, dar de la din start. E bine să avem tot timpul un second plan behind pe care să-l punem în aplicare, să mergem la client, în cazul în care nu au fost rezultatele atât de favorabile pe cât ar fi așteptat, și să spunem că there's hope for more. Așa. Ok. Voi încheia prezentarea cu încă o cifră, da? Dacă am început cu 4, acum o să termin cu 10.000. De ore. De ore. Mamă, you're good! Mă prindeți în prima. Da, 10.000 de ore sunt clienți. Super. Da. 10.000 de ore ca să fii specialist. 10.000 de ore ca să fii specialist, da? Deci putem să vorbim de PPC intern, putem să vorbim despre PPC wannabe, da, până când ajungem la aceste 10.000. Și vă recomand. Și vă recomand să luați cursurile, certificări de AdWords, vă recomand să vorbiți cu Ionuț. Outliers. Malcolm Carter. Cartea cu 10.000. Nu știu, n-am citit-o. Okay. Mă recomandă că legi mai cartea. Outliers. De unde ideea că 10.000 de ore sunt necesare ca să devii specialist. Da, da. Atunci ar trebui să recomand cartea IMED, care spune că nu e nevoie de 10.000 de ore ca să ajungi la 80% din performanța unui om care a investit 10.000 de ore. Ce carte? IMED. IMED? Da. Nu, The 4-Hour Workweek. Sorry, n-am copilat. The 4-Hour Workweek. IMED, referă la altceva. Jeremy Ferris, nu? Sau Jim Ferris, cum e? Tim Ferris. Tim Ferris. Timothy Ferris. Da. Și el are și The 4-Hour Body și pe mai multe domenii. The 4-Hour. Da. Ok. Thank you. This was me. Dacă aveți întrebări, ca și că nu știu cum e cu microfonul. Merge? Da, merge. Dacă vreți să ați în picioare. De la Vertify, eu lucrez pe SEO și mai spre prezentarea, am avut o idee în timp ce vorbeai de Facebook Ads. Voiam să te întreb dacă clienții își promovează și conținut prin aceste ads către blogger sau către editorii de la care doresc link-uri, ca metodă de link building. Și dacă da, care ar fi CTR-ul pentru o astfel de reclamă la conținut, nu la produs? De exemplu, la blogul unui e-commerce. Mulțumesc. Nu mai știu. Dacă vrei să promovezi conținutul în loc de produs. Ah, ok. Deci dacă vrei să campanii pentru content. Da, da. Am înțeles, am înțeles. Da, știu că sunt blogări care folosesc această metodă, folosesc AdWords pentru a-și genera trafic către conținut. Și pentru a reîntoarce traficul. Da, pot folosi remarketing pentru a face traficul în site-urilor, pentru a crește engagement-ul, exact. Remarketing-ul pe Facebook, ca să te referi. Dacă vreau să-l promovez pe blogul de editor sau jurnalist pe care ești tu și pe Facebook, o să fac chestia asta și dacă da, ce a, ca să mă tineți. Da. Dar nu cel mai simplu e să-l trimiți un mail, dar vreau să-l 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 vre
de conținutul meu. Dar cu siguranță este bine să ai un approach pe cât mai multe canale, atât cât ai un conținut relevant pentru audiențele respective. Deci se poate folosi și chiar îi recomandați. Odată se poate pe newsletter, se poate și Facebook, poate chiar și pe canal de marketing undeva pe web. Și rezultatele la acest fel de ad la conținut sunt mai bune decât la produs sau sunt? Deci sunt obiective diferite. Da. Da. Nu, nu, să iei ca și cum mă pare la recupere. Sabele fructe? Da, sunt foarte bune. Foarte bune ca și strategie. Da, da. Crește încrederea. Da, da, da. Plăcere. Alte întrebări? Premier cei care îngreabă cu o invitație gratuită în data viitoare la lumea SEO PVC. Da, cu ordinarea de altfel. Da, cele mai bune întrebări. Cu ce poate ajuta pe începători noul tool Keywords Planner în loc de Keywords Tool? Ce aduce în plus pentru începători? De ce pentru începători? Pentru toată lumea. Practic, include, ca să explicăm un pic la ce se referă Keyword Planner, el dă atât statistici de căutare pe cuvântul pe care tu îl dăruiți. De exemplu, da, cauz de exemplu laptop Toshiba și dă căutările similare și volumul de search pe căutările respective similare, precum și un CPC mediu din industrie. Ca să știi când îți construiești campania, cam la ce nivel de buget te aștept, la ce volum și așa mai departe. Asta este o estimare. Este o estimare, nu este ce se întâmplă efectiv în piață. Ca să știi exact ce se întâmplă în piață, faci campania și dai drum. Da. Din punctul meu de vedere, noul Keyword Planner nu este relevant la volumul de search. Are niște volume mult prea mici față de ce se întâmplă efectiv în piață. Ce se întâmplă? Nimic. Eu eram așa, speriat, dar ce mai de ce? Nu, nu, nu. Nu, ție speriat că e produsul. Da. Keyword Planner nu are volumul corect. În acest moment nu. Înainte când era keyword-ul, era mult mai accurate, mai efectiv. Mă poți contrazice, Ionuț sau Cristi? Sau Dragoș sau... Sau Dragoș sau... Fai. Ok, mă contrazice sau nu? Facem un debate? Ia să fie tot. Eu ce mai simt, voi să-l luăm un fond. Întrebare, copte. Nu, era un pic de contrazicere, am văzut că funcționează destul de încheret. Am verificat volumul de trafic estimat, paralel cu rezultatele pentru ATP, pentru un ochi respectiv. Și a fost în Keyword Planner sau în Keyword Tool? După care am verificat efectiv rezultatele pentru un ochi respectiv și s-au făcut. Ok, pentru ceea ce am verificat eu. No, stai puțin, cum ai verificat? Stai puțin, ai verificat în Google, ai verificat o campanie, ai luat o campanie și ai văzut câte afișele roșii care reprezintă rezultatul tău. Ok, și ai văzut? Ce ai văzut? Competiția mică, care a fost atentă în plenă, era mică de ce efectiv în rezultatul. Asta este altceva, este la volumul de căutări. Volumul, efectiv. Nu la dacă este competiție în meeting low sau high. Acolo, da, este de la volumul de căutări. Îți spune, nu știu, pe laptop, pe laptop, de exemplu, o să spună câteva mii de căutări. Sunt mult mai multe într-o lună. Sunt 10, 100 de căutări de construcția keyword-ului respectiv. Pe parte estimarea și pe toate device-urile. Da, îți fie și un lucru. Da, deci am citit acolo pe Keyword Planner Tool, estimarea este făcută pe toate device-urile la un loc și pe și căutările pe mobile și pe tabletă și pe... Da, chiar și așa sunt foarte puține față de câte ar fi doar pe calculator, doar pe laptopuri și tablete, sunt mult mai puține față de câte căutări sunt în realitate. Iar costurile pe click sunt total estimative și nu orientative, nici măcar orientative pentru foarte multe domenii. De exemplu, pentru un domeniu, de exemplu, mutări de transport mobilă, sunt niște costuri pe click de aproape 10 lei pentru prima poziție. Nu o să vedeți niciodată în Keyword Planner
10 lei cost pe kg, nu o să strângi atât de 5 euro. Pentru că altfel nu ți-ai face campanie. Categoric, spune că ok, în China îmi fac o afacere pe, nu știu, că să prind de ciuperci. Este regulă să și mai puține căutări ca noră și... Da, este estimativ. Oricum, când plătești tu, de fapt, în campanie, contează foarte mult și de quality score-ul pe care tu l-ai în fond. Dacă ai quality score distrus, mai mare, dar și volumul de documente cheie este la fel mai mare. De ce să facem în campanie? Bine, nu, dar facem o medie, știi? Și de ce mai aveți întrebări, știi cum e? Dacă mai aveți întrebări... care ți le dă. Dacă înainte erau super caotice și obțineai niște pălării de scripturile minte, acum sunt foarte ok, targetat. Eu am luat și așa am fost între campanii, dar și... Deci sunt super ok. Uite, stilul diferit. Mai sunt alte întrebări? Dacă trecem de viitor plan și mergem spre... Spre display plan. Sau spre attribute tools. Am mai concret un lucru despre care te-am vorbit. Ok. Ok. Mulțumesc încă o dată.